Cristinel Romanescu a fost reales în funcția de președinte al Federației Române de Tenis de Masă în cadrul adunării generale a forului. Buzoianul a obținut 71 de voturi, reușind astfel să obțină al 5-lea mandat în fruntea Federației. Romanescu, în vârstă de 58 de ani, a fost ales în 2016 și vicepreședinte al Federației Europene de Profil în cadrul congresului care a avut loc la Budapesta. Vicepreședinte al Federației Române de Tenis de Masă a fost ales tot cu 71 de voturi, Nicolae Ocheană, iar Beatrice Romanescu, soția lui Cristinel Romanescu, a fost aleasă reprezentant al instituției în relația cu mass media. Reprezentanții cluburilor în Consiliul Director al FRTM au fost aleși Adrian Moldovan de la CSM Bistrița, Andrei Semerjai de la LPS Constanța și Bogdan Marinescu de la CSA Steaua București. De asemenea, din Consiliul Director fac parte Radu Voinea, secretar general, Luminița Puiu, trezorier, și Viorel Filimon, antrenor federal.